După o scurtă vacanță motivată de verdictul magistraților de la Suceava, plimbărețul președinte Florin Țurcanu a revenit la serviciu. Și ca de obicei, pe chipul șefului condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare nu s-a schițat niciun fel de remușcare. Copreședintele PNL a detaliat programul activităților desfășurate în scurta lui delegație. Mai mult decât atât, a anunțat că mai coace o călătorie nouă, bineînțeles pe motive strict politice. Eu când merg la București, având în vedere că am fost apreciat, sunt apreciat în ceea ce privește organizarea partidului, mă duc pe unea întreabă, administrativ, și pe aia stau foarte mult la București, la sediul PNL. Ori întregi. Stați până la 8-9 seara acolo. Am pregătit ședința care o avem mâine, avem de seară o întâlnire la ora 7 cu domnul Claus Iohannis la partid. Florin Țurcanu a precizat că ai săi colegi de la București l-au susținut și că face parte din elita liberală a României. Ca atare, nu-l bate niciun gând să demisioneze. Sunt acolo eu, fac parte din nucleul dur, din contră am simțit colegii mai iubitori. Pentru mine a fost un sentiment de, așa, de unitate. Adică știau toți speța mea, au cunoscut-o și am simțit mult mai apropiați de mine. Până în prezent. Întâmplător sau nu, imediat după turul 2 al alegerilor prezidențiale, cândva emotivul și colericul Florin Țurcanu s-a transformat brusc într-un președinte de județ rezervat în cuvinte. Nu vreau să mă laud, am învățat ceva de la politică și de la greșelile pe care le-am făcut. Am vorbit de multe ori ceea ce nu trebuia, am crezut că dacă voi spune tot, dumneavoastră și cetățenii vor aprecia, am fost prea deschis, prea slobod, prea. Vreau și eu, cu rugămintea, cu permisiunea la dumneavoastră, cât o mi-ai fi eu prin politica asta, să fiu altfel de om. Se pare că un altfel de președinte al Consiliului Județean și-a păstrat năravurile vechi. Imediat după verdictul dat de făuritorii legii, Florin Țurcanu a plecat la București pe o perioadă de 6 zile în interese politice și le-a neglijat pe cele profesionale ce îi aduc un salariu simțitor. Coincidență, iar a lăsat baltă județul atunci când și consoarta sa, Roxana Anușcă, avea programate lucrări la Parlament.